Lui să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintesc pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus sunt, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lui să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-și bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, o cărmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii ca să te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pentru cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor, și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta. Te nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele, că al Tău este a ne mirui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și cu asta iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunele prea curate Maicii Tale, cu ale Sfinților Măriților și întru tălăudaților apostoli, rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, și cu ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitor acestor sfinte lăcașuri, rugăciunile Sfântului Ioan, Gură de Aur, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit-o, rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, izvărătorul de mir, a cărui pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților Dreptului Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și printr-o ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
odihnească rugăciunile noastre, Sfânta Liturghie să fie bine primită, iar Sfântul Dimitrie să fie împreună rugător și mijlocitor în fața Tronului Ceresc pentru noi, o zi în care îi sărbătorim pe toți cei care poartă numele Sfântului Dimitrie și cu această ocazie le urăm sănătate multă, putere multă, dragoste multă, ani îndelungați și frumoși, sub ocrotirea Sfântului Ocrotitor, Protector. De asemenea, gândurile noastre se îndreaptă și spre cei care au purtat cu demnitate acest nume și care poate nu mai sunt printre noi, ci în înaltul cerului, cunoscându-l de aproape pe Sfântul Dimitrie. Iubiți credincioși, în continuare vom împărți